Gata, prieteni, partea a doua a vlogului. Băi, am mai luat niște chestii, fraților, pentru piscina. Astea sunt lichide. Am luat Floculant 3-in-1 Power Max. Zice, crește dimensiunea particulelor și reglează flotabilitatea lor, crește viteza procesului de floculare, ajută la depunerea și eliminarea impurităților din apă. Una. A doua, stabilizator duritate. Combate fierul, calcarul și depunerile de rugină. Cred că astea avem noi pe acolo prin apă, nu știu, probabil că e, ori pe ăla e fier, ori e calcar. Nu știu ce să zic. Am luat și niște chestii de-astea. Bă, dacă nici cu asta nu se face aia albastră, vă jur că sincer nu mai știu cu ce ar putea să se facă. Am cumpărat tot ceea ce se putea cumpăra, de la pastile, de la prafuri, lichid, solid. Bă, un preot mai trebuie să mai chem să facă feștanie la apa aia să se albăstrească, că în rest nu știu. Dar o să vedem. Mergem acum să mai facem niște cumpărături și ăsta e destul de scumpicel, nebunia asta. Sper să fie și bun. Zice pe aici că 30 de mililitri la 10 metri cubi. Frecvența aplicării tratamentului, o dată pe săptămână. A se agita înainte de utilizare. Ok, bun. Aia e. Mergem acasă să le punem, să vedem ce o ieși. Dumnezeu cu mila și aia e, fraților. Așa că ne vedem acasică. Vă pupă fratele vostru. Gata, prieteni, am ajuns aici. Uitați piscina cum s-a făcut. E forținii. Ăsta zice să pun 500 de mililitri duritatea. Păi nu o să pun chiar 500 de mililitri, o să pun mai puțin de asta la chestia asta. Ia să vedem cum. A, uite cum este așa. Pac. Pac. La că n-am avut jucării când eram mic. Trebuie să avem grijă cu asta. Pac. Da, și cum? A, uite mă, gata, văd. A, păi mai e, mă, tată. Punem aici frumos. La câte soluții am pus în apa asta, mi-e și frică să mai scot apa de aici. Mi-e frică să intru. Mamă, îți dai seama să intrăm și să ne crească de-astea pe noi. Ce vorbești, mă, băgat aici? Gata, pui, oprește-te cu aia, că iar exagerez cu pusul. Uite, nici la jumate. Ai pus foarte bine, așa e suficient. A zis jumate, mă. Nu pun chiar jumate, dar că n-avem 10 metri. Deci el se distrează, o să o golească pe toată aia și pe să zică, no. Nu, mă, mai pun un pic. Ma, deci a venit un miros așa de ar și m-am panicat. Da, chiar că. M-am panicat, zic, mama, a început să miroasă apa. Da, vezi, mă, nu s-a auzit un mirosit? Nu, dau vecinii foc la crenguțe. Da, mă, gaș, mai băgăm un pic de ăsta. Floculant. Un pic, toată cutia, adică sticla. Un pic. Un pic e un pic. Tot e un pic. Da, e sticlă. Ce să zic? Gata, mă, nu mai pun de. Cheluțu. Mai punem și altă dată. Ea este tora, de fapt, și de drept. Acum, bă, ăsta zice să punem 30 de mililitri și să-l agităm bine înainte. Păi și 30 de mililitri înseamnă aproape nimic. Da, ne parcă mă uit la laboratorul lui Dexter, pe cuvântul meu de onoare, sau sunt la ora de chimie. Să zică și mie cineva, vă dați seama că nu o să pun niciodată cât zice eu pe ăsta 30 de mililitri, dar cine mare pe acasă chestii de-astea, să ne spună și nouă cum faci. A, oh, stai ca un gel, nu stai să punem. Dulce acrișor și ceva fermecător. Ia uite ce fel s-a făcut. Tetina, ți-o aduc imediat. Da, punem asta și revenim după aia, vedem ce se întâmplă în apă. Da, clar. Sunt niște chestii. Profesorul Plutonium. Mojo Jojo. Cred că am pus 30 mililitri. Eu zic să te oprești. Asta e cam, nu știu. O să pun atâta, la asta chiar nu știu cât. Dacă știe cineva la treaba asta cât trebuie să pun. Că zice aici 30 de mililitri. Are piscina oglindă, se poate vedea pe cameră, deci este oglindă, dar tot mai adaugă chestii în ea, da, deci, na. Acum o facem așa un pic. Și aia e dat. Intrăm mai în colonia să vedem ce gustă are apa. V-am pupat!
Cât am optat eu după apa asta să fie așa. Și încă mai trebuie un pic să-și facă ăsta efectul. Da, e curată, frate, acum e țiplă. Țiplă. Altceva. Așa trebuie să arate apa. Mai sunt alea mici acolo jos. Pac, pac, pac. Da, se duc alea. Bună ziua, domnul Poro. Am revenit în curtea dumneavoastră. Ne puteți spune cum ați obținut apa aceasta atât de cristalină? Bani mulți, rău de tot. Bani mulți. Aha, am înțeles. O excursie de Grecia. La cât am făcut să fie apa asta așa și încă e abia la 80%. Văd că vă relaxați. Da, pentru că am muncit foarte mult până la această oră și e vremea de așa natură încât trebuie să stai relax. Trebuie să filmăm puțin și pentru doamne. Nu, mai lasă, că e perfect așa. Dar pentru domn, ce filmăm? Ne arătăm pe bază. Arătăm mica prințesă. Bună! Bună! Salut! Da. Cum este apa? E bună, dar să fiu sincer, pare că e un pic mai rece față de data trecută. Bine, a fost și foarte frig aici, adică foarte frig. Frig pentru perioada asta. Cel puțin aseară a fost frig rău de tot. Probabil n-a s-a mai răcit și ea un pic, dar e bombă. Facem unul ăsta care arată mai bine, nu? Ia, vino cu aceea să vedem ce zic oamenii. Întoarce-te. Așa, bun. Ia ideea. Care e mai sexy? Eu zic că mai amant. În secțiunea de jos e frumos aici. Dacă va are bronzul și pătrățelele, nu mai pătrățelele, vrem mai. Pătrățele, alu, pătrățele. Câte-și mă din gură, cheluțul de pe Wish. Deci, ăsta e cheluțul ăla original. Da. Mergem prin sat pe aici să mai filmăm și noi ceva, o să vină și Aura și vedem ce mai găsim. Interesant. Băi, prieteni, suntem aici frumos la un picnic. Suntem aici cu Aura. Aici cu Dea, care fură ce fură Dea. Hai să jucăm un joc. Ce joc vrei să jucăm, Dea? Am adevăr sau provocare sau am n-am. Am n-am? Hai repede, am n-am. Zi tu. Nu știu, mă. Zi tu primul. Hai, zi tu, Dea. N-am fugit de acasă. N-am. Eu am. Am. N-am. Haide. Zi repede. 60 de secunde. Am găsit-o pe Elodia. N-am găsit-o pe Elodia. Stai mă că ea nu se vede bine. Așa. N-am furat, nu știu. N-am furat ce? Orice. Nu te vezi. Nu te vezi, mă? Mă văd din cauza la umbrelă. Nu te vezi din cauza la soare. N-am furat? Da. Am furat, tu de aia ai furat chiar acum 20 de secunde. E, asta e împrumut, da? Se numește împrumut pentru vorbe. Am înțeles. Deci asta a fost jocul, am sau n-am, băieți, dacă mai vreți da, astfel de jocuri. Da, și tu trebuie să zici. Dacă poți să faci ceva. Ce să zic eu? Zici și tu. Păi ce trebuie să zic eu? Și-o cu întrebare cu am-n-am. N-am iubit cu adevărat în viața mea. Am. Nu mai ne vedem în cameră. Gata, jos. Jos. Gata, prieteni, am plecat cu ăsta mic de aici. Le-am lăsat pe fete aici în mașină la răcoare. Ia uite-le. Ia uite-le. Băi, unde ați plecat, mă? Alo, unde ați plecat, te fetelor? Iubita mea, te pup, unde ați plecat? Ne vedem. Băi, intrați în... Mamă, uite unde mi-au băgat mașina, băi. Băi, așteptați-mă, mă, și pe mine, alo. Frână, stop, gara. Uite, mă. Bă, frână. Mamă, mamă. Frână. Nu mai înțeleg de frână.
Pune un pic frână, așteptați-mă și pe mine. M-ați lăsat aici în lanul de porumb. Bă, ce faci, mă, în câmp aici, mă? Era să intru într-o poliție rutieră. Da? Cine ești tu de numai fericit ca tu de ziua mea? Mama, ce doriți, domnule? Dar unde sunteți aici, în câmpul ăsta? Este oraș. E oraș? Da. Dumneavoastră. Am înțeles. Ce bun. Dumneavoastră? Nimic, îmi cer scuze. Zi bun. Ia. Am venit aici cu fetele astea la pădurea Hoia Baciu. Hoia Baciu pădurea. Da. Frumos, nu? Unde oamenii renviu sau cum era? De ea. Renvie carnea pe tine. Bala, hai să vedem aici ce avem de ea. Ne-a zis Aura că aici se găsesc cadavre. Am cumpărat flori. Vai. Două calamori. Mă, mi-ați dat în ochi. Stai, mamă, dar vezi că miros puternic. Te-am cumpărat două calamori. Ah, uite, adevărat. Da, am intrat în... Păi, am călcat. Ah, iax. Ce? 20-21. Bă, vezi, mamă, dacă nu intrai în țepea, erai vars. Ei. Hai să nu ne aventurăm prea mult. Uite, primează de pe noi, doamne, mă știți. Alo? Mamă, le-aș lăsa aici. Da, mi-e milă de ele. Bă, e super mișto, naturală. Sunt Caterinca deoparte. Super mișto. Frumos. Ce? Așa, foarte bine, bravo. Bă, fac mereu așa ca să înțelegeți. Mie nu-mi place cum îmi stă părul, frate, când filmez. Îmi stă, uite, așa. Deci, când filmez, așa îmi stă părul. Când nu filmez, îmi stă exact relativ bine, cum ar trebui el să stă. Așa. Când mă apuc să filmez, în toate părțile îmi stă. Înnebunesc. O iau razna. Da. Ia uite, bă, s-au dus nebunele. Mamă, dacă de liniște... Deci eu aș vrea să-mi fac o casă, poate în mijlocul pădurii aici. Stai așa, relax, chill. O să explorăm asta, probabil cu mâine. Dacă vrei să explorăm această minunată pădure, lăsați acolo un comentariu. Și o să ne aventurăm prin pădure. Să intrăm pe aici. Că e super. Ia uite, pădure cât vezi cu ochii. Super mișto. Și pe aici. Am înțeles că sunt animale de-astea sălbatice. Puracoșori, mistrișori. Să mergem să-i căutăm. Am un harpon. Și îl luăm cu harponul frumos. Ia uite-le și pe nebunele astea. Prin pădure mergem la bunicu să ne vadă. Nu-mi place ce văd aici. Nu-mi place ce văd în mijlocul pădurii. Păi ce ați făcut, bă, băiez, bă, cu gunoaiele astea în mijloc aici? Mamă, dacă de liniște e, frate, aici. Cât de liniște. Dacă n-ar fi gunoaiele astea pe aici, ar fi super frumos, da? Păcat. Super. Super relax. Să facem un trip de ăsta. Dacă vreți, v-am zis. Comment down below și facem un road trip pe aici. Talent. Hai să mergem în partea asta, să vedem ce mai găsim pe aici. După aia o să mergem la bar. Stăm pe acolo, mâncăm o înghețată, bem un suculeț. Ceva lejer, frumos. Mai trece și ziua de astăzi. Eu am zis că plecăm mâine, dar nu plecăm mâine. Plecăm poi mâine. Și poi mâine zic că plecăm poi mâine și cred că o să plecăm răspoi mâine și răspoi mâine și așa mai departe și ați înțeles voi. Deci, avem vloguri, ia, că vin, sunt zienele. Tati, vrem înghețată!